aparatul mobil. Bună ziua, stimațele spectatori, și bine ne revedem la o nouă emisiune Conviețuire, unde altundeva decât la postul nostru local, TV Giurgiu. Ca de fiecare dată, v-am obișnuit să am alături din această emisiune oameni plăcuți dumneavoastră, celor de etnie romă, dar nu numai, dar și majoritarilor, fiindcă de ce nu, de multe ori majoritarii fac parte, să știți, și din comunitatea de romi, fiindcă sunt prezenți întotdeauna în problemele cu care se confruntă această comunitate. Dar ce să mai, să încep cu prezentările, fiindcă așa este normal într-o emisiune plăcută. Voi începe prima dată cu Neion, cum deja v-ați învățat și dumneavoastră. Bună ziua și bine ați venit la emisiunea Conviețuiri. Bună ziua și bine te-am găsit, Martin. Bineînțeles, nu putea să lipsească bunul meu prieten Virai Pană Viorel, președintele Asociației Democrate a Romilor 2012. Bună ziua și bine ai venit. Bună ziua, Marusică, și bună ziua telespectatorilor. Și mai ales că știm că tu ai venit și dintr-un pelerinaj, dar o să ne spui tu mult mai multe în timpul emisiunii. Și bineînțeles, nu putea să lipsească să nu fie alături de noi Zlate Steluța, profesor de limba romanii la școala numărul 3. Fără să mai dăm alte funcții, fără să mai spunem alte titulaturi, este vorbele ei. Păi nu, așa a spus ea, da. Doar atât. Doar atât. Deci este profesoara noastră de romanii. Bună ziua și bine ai venit și tu la emisiunea noastră Conviețuiri. Bună ziua, Marius, bună seara tuturor telespectatorilor. Bine v-am regăsit. Mișto Ailean, amen. Mișto Araclem Tumel. Te de tot del Budbach. Iată că în emisiunea noastră se vorbește și limba romanii, fiindcă dacă nu s-ar vorbi și limba romanii, până la urmă, de ce ar mai fi o emisiune, într-un fel sau altul, despre etnia romilor. Titlul emisiunii noastre, cum deja se și vede pe micile dumneavoastră ecrane, tind să cred că este una pe care noi o vom dezbate și vom aduce multe lămuriri, romii și societate. De ce romii și societatea? Fiindcă vom încerca într-un fel sau altul să elucidăm, dacă pot spune eu acest lucru, dacă romii încă pot face parte integrantă din societatea noastră și dacă ei își găsesc locul în această societate. După cum vedeți și dumneavoastră, eforturile noastre de a îndrepta aceste lucruri negative asupra comunității de romi au început să prindă contur, pe lângă faptul că grupul de inițiativă locală pentru incluziunea romilor și grupul local, mai ales pentru comunitatea de romi constituită la nivelul primăriei municipiului Giurgiu, începe să aibă alături în componența așa oameni de bază, oamenii care într-un fel sau altul comunitatea de romi respectă, și faptul că deja o avem alături de noi și pe Steluța, profesoara noastră de romanii, este un lucru extraordinar de bun. Este un atunu pentru noi și în special pentru majoritar. De ce spun pentru majoritar? Fiindcă putem dovedi majoritarilor că într-un fel sau altul noi, romii, putem să ducem mai departe educația copiilor noștri și de ce nu dorim să fim implicați în societate. Încă o dată spun bine ai venit în emisiunea noastră, Steluța, și aș vrea să ne spui sincer dacă crezi că într-un fel sau altul societatea este pregătită și datorită eforturilor tale și eforturilor noastre depuse oamenilor de etnie romă, să nu, cum ai spus și tu, să nu ne mai dăm titluri, să nu mai arăsăl că simt mai mișto, așa, și tind să crezi că dacă implicarea noastră, cel puțin asupra educației copiilor, este un atu pentru a fi primiți în societate? Da, Marius, poate coincidență sau nu, tocmai am participat la un curs, la un workshop, mai bine zis, în care s-a dezbătut, am discutat cu mai multe persoane venite din mai multe laturi ale autorităților locale, aici mă refer la primării, Direcție de Asistență Socială, Direcție de Protecție a Copilului, în care s-a discutat despre problema integrării romilor, în special pe piața muncii. Într-adevăr, integrarea romilor pe piața muncii și respectiv în societate, așa cum spuneți și voi, este o problemă care ridică multe semne de întrebare. Și o problematică acută care se vede clar în, inclusiv în strategia de integrare și îmbunătățirea situației romilor. Da, una dintre problemele de integrare a romilor în societate ar fi educația. Din păcate, romii se confruntă cu un nivel mai scăzut de educație raportat la majoritari. Asta nu neapărat, n-aș vrea să invoc o prejudecată că, domne, romii nu vor să meargă la școală. Unii dintre ei
chiar au probleme. Mă refer la probleme economice, la probleme sociale și nu își pot, da, probleme și nu își pot continua studiile, astfel încât să aibă un nivel al studiilor adecvat unui post de unui loc de muncă bun, în special pentru a-și sprijini și a-și întreține familia, să-și câștige existența. La acest workshop, fiecare dintre autoritățile locale, instituțiile, abilitatea ale statului care ne pot ajuta, au venit cu o serie de idei, de noutăți în ceea ce privește integrarea romilor. S-a discutat despre aceste cursuri de formare profesională adresate romilor, dar totodată am punctat noi, cei veniți de la firul ierbii, care ar fi problemele acestor cursuri de formare profesională. Cea mai gravă problemă, ok, facem cursuri de formare profesională în anumite domenii, fără a avea o viziune completă și reală a pieței, a ofertei de muncă. Deja avem, cred că, peste 100 de calificații în lucrător comercial, lucrător în comerț, dar nu avem angajat niciun om. Avem nu știu câți absolvenți de cursuri de formare pe coafiură, frizerie, nu avem niciunul. Și lista poate continua. Și aici am discutat cu cei de la CNFPA, Călăraș și alte regiuni care au participat acolo, cumva aceste cursuri de formare să fie făcute conform cerințelor pieței. Din păcate, la noi, la Giurgiu, este o realitate, chiar nu avem locuri de muncă și chiar dacă ei ar participa la aceste cursuri de formare, nu își pot găsi un loc de muncă. Să înțeleg că ar fi o reticență sau nu este vorba de o reticență? Eu aici vreau să vin să adaug că asta nu este o problemă numai la Giurgiu. Asta e o problemă națională și nu este numai o problemă a romilor, ci a tuturor. Pentru că și majoritarii nici ei n-au locuri de muncă și dacă sunt de la Giurgiu și din alte localități. Într-adevăr, partea de nord a țării, într-adevăr, și a fost de când se știe, lucrurile merg mai bine în zona aceea. Dar la noi, în partea de, cel puțin, Sud-Muntenia, e foarte grav. Și asta ți-am zis, după cum vă spun, nu e problema numai a romilor. Și iar vis-a-vis să vin să adaug câte ceva vis-a-vis de ce a spus Steluța, noi nu putem spune că societatea nu este pregătită ca să ne primească pe noi. Noi suntem aceia care trebuie să facem primii pasul către ei să venim. Pentru că societatea oricum mai degrabă sau mai ușor tot te primește. Numai trebuie să vrei să vii, să ajungi acolo. E foarte adevărat. Într-adevăr, dacă nu pleci de prima problemă e educația. De aici pleacă toate, de aici pornesc toate. De la educație. Și asta de multe ori și părinții poate au vină de multe ori. Nu. Sunt probleme reale cu care se confruntă și chiar nu își pot permite să trimită copiii la școală. Și nu sunt, de-aia vreau să spun, nu sunt numai romi. Și dar cel puțin, Virai, ceea ce privește într-un fel sau altul comunitatea noastră de romi, este consacrat, poate nu este termenul cel mai bun, dar noi, cel puțin în domeniul învățământului, suntem deficitari aici. Prin absenteismul pe care este în rândul copiilor noștri. Absenteismul în rândul copiilor romi și nu mai pot să spun, dar ok, în rândul copiilor romi absenteismul este mult mai mare, abandonul este mult mai mare, abandonul școlar. O problemă și nu ar trebui să ne ascundem după deget a copiilor romi legat în această direcție, sunt cutumele. Cutumele tradiționale în care clar le știm. Fetele cumva nu mai continuă studiile la o vârstă cu care nu aș fi de acord, la 15-16 ani trebuie să ne căsătorim și iarăși problemele economice cu care se confruntă romii și pot să spun că problema economică a romilor este mai accentuată decât a majoritarilor și aș veni cu o afirmație. Nu ar trebui să învinovățim categoric romii că nu-și trimit copiii la școală sau că nu vor să-și trimită copiii la școală, pentru că așa se discută, la modul ăsta se discută în societatea noastră. Ar trebui să înțelegem, după 500 de ani de sclavie, în care romii nu au avut niciun fel de drept, au fost sclavi,
A venit o perioadă mai strălucită și după asta a venit Holocaustul și toate acele deportări în Transnistria. Romii noștri au fost speriați, efectiv. Au fost speriați. Li s-a alungat orice fel de drept, inclusiv dreptul la educație. Și atunci o societate nu o poți forma în câțiva zeci de ani. Da, într-adevăr, în perioada comunistă, toată lumea avea dreptul la educație, nu aveai copilul la școală, ți-l lua. Bun, dar nu poți forma un popor să le duci în câțiva zeci de ani. Trebuie să avem răbdare cu acești oameni până să vor obișnui și vor înțelege, vor conștientiza că educația copiilor este singura lor șansă de a merge mai departe, de a avea o viață mai bună. Stăluța, vreau să întreb, mai există din generația care tu ne spui aici că au fost deportați, că s-au traumatizați? Au rămas încă traumatizați. Acum aș veni cu un exemplu. Dacă, chiar dacă au murit cei care au fost direct deportați și supraviețuitori al Holocaustului, dacă omul acela și-a educat copilul cu frica de majoritate, cu frica de ruși, de nemți, că vin și ne ia, copiii lor, la rândul lor, a transmis aceleași sentimente către copiii. Și aici copiilor. Chiar vreau să vin cu o precizare. Chiar te rog, vreau să vă spun că în momentul recensământului au fost persoane pe care le cunosc personal, cărora le-a fost frică să se declare țigani datorită faptului că se vor face liste și mai târziu vor avea probleme. Ținând cont exact de ceea ce spunea Steluța, exact perioada Holocaustului, atunci când romii noștri au fost trecuți pe niște liste înainte, după care au fost deportați. E, să știi că chiar dacă, exact cum spunea și Neimo foarte bine, că sunt foarte puține persoane care au mai rămas, dar au transmis, au transmis-o copiilor lor, copiii nepoților și tot așa. Hai să fim serioși. Și cei care duc lipsă de educație, acele persoane sunt și cele care tind mai repede să se lege de lucruri de felul acesta. E frică, spune, bă, iar ne trece ăștia, iar ne trimite, iar ne face ceva. S-ar putea să se întâmple ceva. Și ăsta a fost un aspect. Și să nu-l uităm și pe cel mai concret aspect, e că nu s-a dorit să fim toți... Da. Dar trebuie să lucrezi în învățământ. Mi se pare corect aici. Nu crezi că s-a ridicat cât de cât numărul de copii care frecventează școala? Da, s-a ridicat foarte mult. Dacă pentru că eu mă uit la școala numărul 4. Care... Da, țigănia, cum să spune. Așa. Dom'le, vezi mămicile cum își iau dimineața copiii și duce ce mai mare dragul. Cred că ușor, ușor aici? Și noi o să intrăm pe... Da. Aici două secunde. Vreau să mai spun ceva. Și Steluța chiar face parte din fenomen și știe foarte bine. Noi spunem de copiii noștri romi. Într-adevăr, noi ne dorim foarte mult ca și copiii noștri să meargă la școală. E o mândrie. E o mândrie ta parte de cea. Dar problema este că abandonul școlar a scăzut la nivel național. Despre ce vorbim oameni buni? Da, cu pregătire în rândurile noastre. Nu. Abandonul școlar a scăzut. Hai să fim serioși. Acum, la anul, se vor face licee care se vor comasa două într-unul ca să poată să... Aibă numărul de elevi, nu se poate. Nu. Hai să fii serios. Nu abandonul școlar, Virai, aș veni să-ți completez, nu neapărat abandonul școlar, ci numărul copiilor. Nu mai avem copii. Sunt și copii. Deci rata de natalitate a scăzut. A fost perioada aceea după Revoluție, când într-adevăr nu vede o femeie gravidă pe stradă. Exact. Și atunci, de asta avem licee fără copii, pentru că efectiv nu mai sunt copii. Și sunt și mulți care chiar nu mai vin la școală. Și sunt mulți, în special cei din mediul rural. Să vorbim pe aia dreaptă, pentru că este foarte greu. Le este greu. Le este foarte greu, dar într-adevăr. Și mai ales problemele economice în rândul romilor sunt foarte ridicate și chiar am avut cu cineva o discuție și cumva cam ăsta e adevărul. Vă povesteam înainte. Deci am plecat după 500 de ani de sclavie. Am fost deportați, după care a venit perioada comunismului când toată lumea avea de lucru. Da? Cine nu muncea clar, era închis. Dar a venit Revoluția. S-au desființat fabrici. Cine au fost dați afară? Prima dată. Romii noștri. Vreau să-ți dau un caz concret? Te rog. Și se poate verifica. La fabrica de zahăr am fost pe prima listă cu numărul 1. Într-adevăr, mie întotdeauna mi-a plus cu numărul 1. Ok. Bine, și până la urmă, vezi, până la urmă numărul 1 a fost iar un atu. Da, absolut. Dar tu să spunem că ai fost unul dintre cazurile fericite.
Dar hai să vorbim și de ceilalți care nu s-au putut redresa economic și au ajuns la un nivel de subsistență, pot să spun. Și la un nivel de subsistență, nu neapărat romii, sunt și majoritarii care abia au ce pune pe masă copiilor. Da? Da, asta nu am e o ajuns scuză. Foarte grav ca să gândim la ziua de mâine. Asta exact. E cel mai asta grav. Nu este o scuză de a nu-ți trimite copiii la școală. Ok, nu sunt de acord cu asta. Da, și vreau să-i răspund un Ion la un moment dat, că vezi copiii, vezi mămicele că își duc copiii la școală. Naion, acum s-a ajuns la o altă generație. Păi da? Și generația asta are un alt mod de a gândi. Deja a trecut peste acele bariere și au conștientizat că singura modalitate de a-și vede copiii, de a-și vedea copiii bine, este educația. Și de asta romii au început să-și ducă copiii la școală, au început să realizeze acest lucru și da, nivelul de educație a crescut în ultimii ani. Și de ce nu ținem cont, Steluța, și de faptul că Giurgiu nu s-a confruntat cu o problemă gravă în speța aceasta? Nu. Trebuie să ținem cont și de faptul acesta. Într-adevăr, sunt județe în țară unde copiii romi chiar sunt un număr foarte mic la școală. Noi la Giurgiu nu n-am întâmpinat lucrul acesta. Și dacă a fost foarte puțin. Cazuri de segregare și de discriminare au fost într-un număr mult mai mare și vor exista în continuare în zona centru, în special în Harghita, în acele zone unde și acum există oarece probleme de integrare a romilor. Nu numai a romilor acolo. Și a românilor. Absolut. Și a românilor. Este și a românilor. Bine cunoscut zona aceea, dar foarte nu suntem noi în măsură să... Da. Ieșim pe stradă, facem ce. Da. Nu. Însă, Neione, revin și la întrebarea pe care ai pus-o, ai adresat-o Steluței și, în același timp, Steluța, vin cu o nouă întrebare către tine, deci, practic, fac două într-una. Crezi că într-un fel sau altul cutumele acelea pe care noi le știm și care într-un fel sau altul copilăria noastră a fost legată de acele cutume, numai că iată, acele cutume pe noi, de exemplu, nu ne-a făcut în așa fel încât să ținem cont în totalitate de ele. Cutumele acestea, în primul să rând... Să iei partea bună a lucrurilor. Da, te învățau ca tu să fii bărbatul casei, să aduci și pâinica, să aduci, mă rog, ce trebuie. Și hai să recunoaștem și respectul. Respectul era e primordial. Eu vreau să spun, pentru că la noi, la țigani, respectul este pe primul loc. Dacă cineva vrea să ne contrazică și nu vor să ne dea dreptate, este problema lor. Dar la noi, în rândul familiilor noastre, respectul... Este corect. Din cauza respectului s-au ajuns chiar și la conflicte absolut destul de grave. Dar sărim și peste acest aspect. Însă, până la urmă, cutumele au existat și încă există într-un fel sau alt. Însă acum depinde de mentalitatea noastră. Și depinde de felul cum aplici și cutumele acelea. Marius, depinde și de mediul în care trăiești. Bravo. Pentru că noi, dacă am trăit într-un alt mediu și am văzut lumea, am văzut majoritarii cum trăiesc, ne-a plăcut și ne-am schimbat cumva, da? Ne-am păstrat unele tradiții și obiceiuri, dar peste unele în care nu ne regăseam, am trecut, dar nu poți vorbi despre trecerea de aceste cutume în comunitățile tradiționale. Acolo este o problemă. Du-te în Borintin, deci în comunități, repet, tradiționale, pentru că noi nu ne mai putem numi tradiționali din moment ce nu mai respectăm și păstrăm acele tradiții și cutume. De asta am menționat acest lucru, pentru că rata abandonului școlar, prezența fetelor în școală este foarte redusă, de multe ori eliminată în comunitățile tradiționale. Vine de la și fură fata de la școală. Păi, cu această problemă ne confruntăm. Și de aici plecând, de aici, da? Deja... Ne e frică că ne fură fata de la școală, ne e frică că la școală o vede X, Y sau Z și pune ochii pe ea, chiar dacă unii părinți chiar nu vor să-și mai căsătărească copiii de mici, dat fiind că sunt influențați de ceilalți din comunitate, oarecum sunt forțați să ia această hotărâre tocmai pentru siguranța copiilor, pentru că am stat de vorbă cu oameni tradiționali. Și am pus întrebarea asta: domne, tu gândești că este ok să-ți căsătorești copilul de la o vârstă fragedă? Nici cel puțin nu este dezvoltat fizic, psihic, nu este pregătit pentru o relație ce urmează să dureze o viață. Și un om
bătrân mi-a spus așa: nu sunt de acord cu așa ceva. Știu că nepotul meu nu este pregătit. Și totuși face. Totuși o fac să nu râdă lumea de mine. Ei, vezi? E, până se va trece peste aceste discuții și aceste gândiri, va mai dura. Acum nu le putem cere, adică, să schimbă mentalitatea peste noapte. Tu acolo ai vrea să spui, va trebui să moară generația aia. Nu să moară, nu. O să treacă ani într-un fel sau altul, ca mentalitatea copiilor noștri, generațiilor din urmă, într-un fel sau altul, să nu mai cunoască aceste cutume. Și haideți să... Vor rămâne, dar ei nu vor înțelege până la urmă faptul să fie constrânși. Și totodată trebuie să vedem că s-au diminuat foarte mult. Absolut. Da, pentru că avem cazuri, chiar dacă s-au căsătorit... Chiar dacă s-au căsătorit copiii și am avut multe cazuri... Care s-au dus la școală în continuare. Și-au continuat studiile. Și-au continuat studiile pentru că am spus-o clar. Băi, ok, ei măritat, ei căsătorit, foarte bine. Dă-le mă o șansă. Dați-le o șansă copiilor să-și termine studiile, să poată să reușească în viață. Poate nu știi. Bun, la ora actuală ne descurcăm, ne ducem la Europa, facem ce trece, dar nu știi ce se poate întâmpla peste 10 ani. De ce copilul tău să n-aibă o meserie, să n-aibă un serviciu bun, de care să nu depinde dacă plouă astăzi și nu pot să mă duc cu marfă, sau mâine să blochează drumul către București și nu pot să ajung în Europa? Dau un exemplu. Și unele persoane, și vorbesc de generația tânără, undeva 25-35 de ani, au realizat și sunt conștienți. Păi, meserul, să știi ce se întâmplă aici? Aici e o problemă a noastră, strictă, a romilor. Noi suntem aceia. Nu că noi iubim, vezi, Doamne, copii mai mult decât majoritarii. Doamne, ferească Dumnezeu. Toată lumea își iubește. Dar știm destul de bine că romii, în privința copiilor, sunt mult mai sensibili. Da, mai sensibili și arătăm mai mult pe față. Mai mult afecțiune. Da. Vai să nu facă, dacă și cât dacă are 20 și nu știu de cât de ani... Tot ăla mic e. Ăla mic rămâne până... Eu am 30 ceva de ani și eu cât am. Da. Ceea ce e. Așa, mulțumesc, Răbuna. Și... Mama așa cum zic, băiatul meu și... Așa e și la tot mine. Așa, ne-am învățat cu ocoloșiți. Da. Și până nu vine mama să zică, aoleu, băiatul meu, aoleu, parcă nu e bine. Da, e, vezi, asta a ținut, cum să spun, și de faptul că suntem un pic mai afectoși și noi cu copiii noștri. Oilos și mai lașo, ceea ce -s. Și din cauza asta, iată, astea sunt lucrurile care noi, cel puțin generația asta, cum a zis și Steluța, încercăm să le implementăm asupra copiilor, nepoților noștri. Dragoste afectoasă, schimbarea asta de mentalitate, adică mergi să înveți, fă lucrurile bune, respectă conduita, respectă litera legii și atunci, cum a spus și Steluța și într-un fel este foarte adevărat, va mai trebui să treacă câteva zeci de ani, până când, cel puțin cred eu, hai să nimeni nu s-a făcut de astăzi mâine. Absolut. Cel puțin în municipiul nostru, deci Dumnezeu n-a făcut vor avea o dar altă... totuși, cred că noi am fost, oriunde am fost aici în zona asta cu otomană, pentru că tu, Viorel, cunoști mai bine decât noi toată. Aceeași problemă s-a întâmplat, că iartă-mă că zic chestia asta, dar urmăresc un serial de tradiție chiar și la turci. Absolut. Da, țin foarte mult. Pentru ei e mai presus decât legea. Orice. E viața lor, tradiția. Nu respecti viața. Da? Dar de ce te referi mai tare numai la turci? Nu, de gândește-te că și acum 20 de ani, și la majoritari și la români, aceeași chestie. Deci copiii se căsătoreau undeva imediat până liceu, dar nu se știa de liceu pentru că nu mergea toată lumea la liceu. Cine mergea la liceu? Wow! Da? Dacă acum 20-25 de ani și rândul majoritarilor și rândul românilor până în anii 60 chestia asta. Da. Se proceda la modul ăsta, totuși și la ei au trecut, iată, aproape 40 de ani și cumva vârsta căsătoriei a crescut, s-a ridicat. Păi nu, mă, Steluța, era deja, hai să nu ne ascundem după de... Era un fapt care se spunea, nu te însori până nu-ți faci armata. Și armata o făceai la 20 de ani. Deci și erai bun de însurat. Bun, și ce fată îți luai? Întotdeauna să ne duceam către alea mai mici. Aha, 15-16 ani. Păi asta, aici vreau să ajung. Nu e situația în cazul meu, te rog frumos. Pentru că și în rândul majoritarilor, căsătoria timpurie acum 25-30 de ani era așa aceeași. Așa stăteau lucrurile atunci, bun, la momentul ăla. Hai să fii serios, te duceai la școală, la liceu, știi și de fapt unde o să lucrezi, da? Da, te duceai la serviciu, stăteau în apartament, știi, băi, eu sunt pe picioarele mele, pot să-mi întrețin o familie. Aveai serviciu, nu aveai grijă zilei de mâine și
Era normal. Și asta și părinții, într-un fel, spunea, băi, îl se mai liniștește așa, dacă se însoară și are copil, are familie, se responsabilizează altfel. Ai dreptate, însă, ținând cont și iată că avem prilejul de a avea o femeie romă printre noi, o femeie educată și o femeie care cât de cât cunoaște și respectă în același timp și cutumele și tradițiile, dar ține cont și de partea cealaltă în care nu trebuie să dovedești negativismul din aceste cutume. Crezi că în momentul de față femeia țigancă, cum îmi place mie să spun, se mai sperie de aceea violență domestică? Te văd că sunt bestii, am atins, cred, exact punctul sensibil. Deci, ai atins o zonă în care eu, cel puțin eu, și eu vorbesc la modul personal, vreau să vorbesc despre ea și vreau să vorbesc public. Chiar mâine vom avea o acțiune ce va vorbi despre această problemă sensibilă în rândul femeilor. Repet, și în rândul femeilor și mai multe femei. Și mai mult în rândul femeilor rome. Pentru că dacă violența domestică există și este o certitudine. Da, există. Nu trebuie să ne mai ascundem după deget. Dacă femeia crede că e bărbatul meu și trebuie să-l respect și să-l accept așa cum e și să-i mai sufăr, da? În rândul femeii rome, în rândul femeilor rome, această gândire este mai accentuată. Mai accentuată, așa. Da? Dar este o discuție foarte sensibilă. Da? Pentru că aici se pun foarte multe semne de întrebare. Și mâine... Și aia se ține de educație, soră. Nu neapărat de educație. O familie care e educată, nu mai bine să-i spună nevasta. Am exemple. Nu. Am exemple în care oameni care au funcții importante în statul ăsta își bat femeia acasă. Asta nu e... De acord cu tine. Nu are legătură educația. Nu are legătură mediul în care trăiești. Da? Nu. Ok. Asta ține de persoană? De ce ține? Ține de persoană. Da? Și de mentalitate. Și de mentalitate. Nu, păi dacă ăla spune, cum spune Steluța, băi, ăla e un om cu școală și aia, ăla are o mentalitate bolnavă sau ce să zic, atunci e bolnav. Nu, dar... Până la urmă e o boală asta, să bați femeie e o boală. Într-un fel sau altul, țin să-ți dau dreptate, fiindcă așa o gândim noi. Ei, iată, vezi la ce concluzie ai ajuns, Virai? Nu, eu șmecher, vrei să spun cum e? Mă, dacă tot ești șmecher, de ce te bați cu femeia, mă? Fiindcă... Du-te pe stradă. Scoate-l pe unul la interior și bate-te cu el. Pe tine și acasă o bază pe aia. Fiindcă, vezi tu, noi concluzionăm acum, cel puțin în această emisiune, că nu este un lucru normal să faci lucrul acesta. E foarte grav. Foarte grav. E foarte grav chiar. Însă, violența domestică, pot să spun, există... Cu siguranță. În rândul țiganilor noștri. Nu numai la țigani. Nu, are dreptate. La noi e accentuată, da. Unde sunt țiganii, la noi este chiar accentuată. Așa e. Și... cu respect o spun pentru telespectatorii noștri, este purul adevăr. Fiindcă această violență domestică, eu, din câte am văzut și există și probe, există în rândul țiganilor noștri care sunt tradiționali sau familiile lor provin din familii tradiționale. Aici, violența aceasta domestică o găsim în rândul celor care preferă să nu-și ducă copiii la școală și nu o spun cu răutate, dar este purul adevăr. Cei care, într-un fel sau altul, fiindcă de multe ori, eu spun vorba aceea, trebuie să fiu și avocatul diavolului, fiindcă este purul adevăr, cei care nu preferă, într-un fel sau altul, să meargă la servici și preferă să ne caute să facă o cerere, să primească acel ajutor minim garantat, primește acel ajutor social, primește și o cantină și restul, cum o vrea Dumnezeu. E, aici... în rândul acestor familii există violența domestică cu un procentaj extraordinar de mare. Eu aici te întreb acum pe tine, Steluța, dacă aici noi putem să acționăm într-un fel sau ce idee ai avea tu? Este foarte greu să acționezi în această direcție pentru că, am spus și mai devreme, este o chestie foarte sensibilă pentru că dacă te duci într-o comunitate tradițională, nu neapărat tradițională, într-o comunitate de rom, da, și începi să vorbești despre aceste probleme, și încep să vorbești cu femeia romă, da? Să-i explici că, domne, nu e chiar așa cum ai fost învățată de mică, pentru că și pe mine mama m-a învățat
stai dreapă acolo, suferă și vezi în zare tale. Să ne facem de râs. Da, că te faci de râs, de câți bărbați te faci. Bun, astea sunt discuțiile pe care noi, cu care noi, femeile, am fost educate, femeile rome. Bun, dacă te duci acum să-i spui la o femeie că știi că nu prea stau lucrurile așa și ar trebui cumva să-ți conștientizezi un pic omul de lângă tine că nu trebuie să procedeze la modul ăsta. Nu se rezolvă o problemă cu o palmă sau cu o înjurătură sau cu altceva, pentru că înainte de toate, cele mai multe victime ale violenței domestice sunt copiii. Copiii au cel mai mult de suferit. Da? Dacă auzi o femeie care spune stau și sufăr pentru copii, da? În prima fază tind să o crezi, wow, ce din sacrificiu, ce sacrificiu face această femeie, dar nu, le face mai mult rău. Ei traumatizează copiilor. Copiii până la urmă sunt afectați. Și revin la ceea ce spuneam. Și fizic. Da. Și revin la ceea ce spuneam mai devreme. Te duci și îi spui asta, așa ceva unei femei. Și, Doamne ferește, ajunge la despărțire sau la ceartă sau la cine știe ce discuții. Apoi, ți se aruncă ție în spate, cumva datorită ție eu m-am despărțit de nevastă. Asta ar fi un caz simplu, așa, să te scoată la stabor. Tocmai. Deci, de asta spun, e o problemă destul de delicată. Este, într-adevăr. Da? Este foarte greu de discutat, dar totuși, eu prin acțiunea de mâine, aș vrea cumva să ridic o problemă. Nu neapărat să facem ceva, dar cel puțin să conștientizăm și femeile noastre, rome în special, că acest lucru, această violență nu este bună în familie. Și mai un aspect, dragii mei colegi. Dacă în momentul când mergi în comunitate, problema romilor întotdeauna a fost și va rămâne, nu se destăine. Dar cum? Stai puțin, nu. El spune doar așa problemele. N-am aia, nu am aia, îmi trebuie aia și atât. Dacă îl întrebă, bărbatul cum se comportă cu tine? Să-l lași eu. Virai, niciodată o femeie. De ce? Pentru că este frică. Există teama. Dacă eu mă duc, sau tu, sau cel puțin un bărbat și merge și spune unei femei, nu știu, ăla, ca cum ai plecat de acolo, ia la bătaie. Absolut. Dar cum crezi tu că o femeie ar avea curajul să vină să spună ție că o bate bărbatul acasă? Păi tocmai asta spuneam, da, nu are curaj. Da, exact asta spuneam. Nu, deși în special femeie romă. Da, da. Și țiganul spune și la rândul, te bagi în familia mea, cine ești tu? Mă duc eu să învăț pe nevasta lui, știi, bă, auzi, când spune ăla ție ceva, știi, dă-i peste nas sau răspunde. Da, de ce wow. Nu spunem lucrurile pe nume? Și știu și telespectatorii. Spune, deci dacă tu vezi să-ți primi de nevasta, înseamnă că vrei ceva de la ea. Primul lucru care ți-l spune asta e. Tu ca bărbat, dar eu ca femeie, cine ești tu să te bagi în familia mea? Corect. Corect. Bun. Deci eu problema asta nu înseamnă că nu trebuie să facem ceva în sensul acesta. Da, bineînțeles că asta... Și chiar te felicit pentru ceea ce faci mâine. Deci prin activitatea de mâine asta este un mic pas. Păi da, da, să nu rămână acolo. Nu, cu siguranță nu va rămâne acolo, pentru că am un proiect ce se adresează femeilor, și în special femeilor rome, cu ajutorul Asociației Romnia, este o asociație de femei rome ce promovează egalitatea de șanse și drepturile femeilor rome în special. Cred că este singura asociație de femei rome la nivel național. Din acea asociație fac parte niște femei extraordinare, deștepte, culme, wow, și niște romițe deștepte cu master și doctorat, care se luptă. Într-adevăr, aceste fete sunt în acest domeniu de cel puțin 10 ani și au reușit cumva să miște anumite chestii. În special în neamurile noastre de romi e foarte greu să lucrezi, dar cu pași mărunți, da, vom sigur lucra la acea emancipare și a mișcării și a schimbării mentalității de care vorbeam mai devreme, atât în rândul femeilor, cât și în rândul bărbaților. Pentru că eu mâine nu mă întâlnesc doar cu femeile. Vreau să mă întâlnesc și cu bărbații, pentru că e foarte important să audă și bărbații cam ce se întâmplă. Degeaba faci educație femei. La urmă, ce educație? Să-i puși de acasă? Absolut. Da, normal. Și la aceste activități, cumva, vreau să implic... Dar crezi că latura spirituală, sau credeți și dumneavoastră că latura spirituală are un efect asupra... Chiar am vorbit astăzi. Ar trebui să aibă. Ar trebui. Am vorbit astăzi cu un viitor preot și l-am întrebat despre poziția
bisericii, da, din punctul lui de vedere ca preot, în ceea ce înseamnă divorțul. Da? Pentru că este un lucru destul de sensibil. Bun. Dacă tu ca femeie nu mai poți, nu mai te regăsești în căsnicia aia, nu mai te înțelegi cu bărbatul tău, divorțezi. L-am întrebat care e poziția bisericii și mi-a spus așa, că Biblia spune la un moment dat, domne, că ești făcut doar pentru un singur om și omul este făcut pentru o singură femeie. Iar dacă cel care va lua femeia lăsată de altul se consideră adulter. Bun, și atunci eu întreb, oare biserica încurajează păstrarea cutumelor și a violenței? Dacă acea familie, în acea familie a existat astfel de acte de violență și s-au despărțit, de ce acea femeie nu mai are dreptul de a-și, de a-și reface viața? Pentru că biserica îl consideră păcat? De ce să fie privită la modul ăsta? Pentru că să vorbim dreaptă, deci biserica, Biblia, în special, dacă pe tine, dacă tu ca femeie ai avut curajul să pui punctul unei căsnicii, te consideră o păcătoasă, ce să spunem de societate? Că dacă ai terminat și te-ai despărțit de bărbatul tău, deja ești văzută ca o oaie neagră în mediul din care provii și nu ofta virai că așa este. Așa e, da? Nu, și de multe ori, faptul că căsnicia s-a terminat printr-un divorț, de cele mai multe ori femeia este vinovată. Nu contează ce s-a întâmplat acolo. Teoretic. Teoretic. Da, pentru că chiar dacă ai fost bătută, chiar dacă ai fost chinuită, tu trebuia să stai acolo, să-i suporți bărbatului, să-i suferi lui. Doar a fost bărbatul tău și mai ales să ai și copii cu el. Stai un pic, Steluța, și acum revin practic cu o întrebare care eu nu înțeleg. Pe până la urmă, astea fac parte tot din cutume sau că, să spunem, pe calea aceasta bisericească, până la urmă ți impune ca să nu te desparți sau să... Marius, nu ți impune nimeni, Marius, dar... este societatea și nu mă refer numai la rom. Este societatea și nu neapărat românească. Mă refer la nivel mondial. Da? Trăim într-o societate patriarhală. Da. Da? În care anumite tradiții, anumite gândiri spun clar, bărbatul este capul familiei, el conduce, el spune, el face, el trece. Și faptul că de vreo 100 de ani încoace au început și femeile să aibă dreptul la vot, dau un exemplu, să iasă la pub. Așa. Că să iasă... și o ție. Păi vezi că nu-ți convine? Voi aveți dreptul de a ieși cu băieții la o bere, dar femeile, dacă ies cu fetele la o cafea, deja sunt privite altfel. Să mă ierte Dumnezeu, nu mai mai caș. Acum veți gâncile noastre când ne strâmbi și la o ședință, dar putem să ținem mai repede ședința, dar de ce? Da, eu. Aveți treaba ca să mergem și noi ca fetele la o cafea. Foarte frumos. Ce acest, da, bun, mergeți fetelor. E un lucru bun, da. Dar e un lucru bun, fiindcă... E adevărat, ce are dreptate, pentru că el este lucru bun, dar e privit... Cu siguranță, ce caută aia, mă? Ce caută singur? Ia uite, trei femei la o masă. Păi astea caută altceva, n-au ieșit la o cafea. Bine, dau un exemplu. Stai o secundă, chestia asta nu o spune numai romul nostru. O spune nu. Și majoritarul. Majoritarul, nu. Deci n-am vorbit, am spus de societate în general. Așa sunt privite femeile. Vrei să spun eu cum gândesc și cum unele lucruri le văd, sincer, acum. Și nu o spun cu răutate, dar este pur adevăr. Văzând, ți-am dat un exemplu și este un exemplu concret. Văzând, cum spune americancele noastre, țigăncile noastre, la o masă și intră cineva și zice, mamă, ia uite și țigăncile noastre, ia să încercăm să le agățăm, că dacă asta a ieșit în grup, au alte gânduri. Dar sărim peste. Virai. Râde Steluța. Ce acest? Ca dau să ce acimos. Așa e, vezi cum e gândirea voastră a bărbaților? Bine, până la urmă... Stai. Bun, n-a spus că așa gândește. Nu, eu nu am spus că așa gândește. Nu. A spus că așa sunt eu. Okay. Pentru că hai să fii serios. El deja nu și-a luat. Să nu mai spui că cineva în o emisiune ai văzut ce a zis. Ok, da, hai să trecem peste. Cu o majoritate. Cum a fost, Virai, că tot am adus ideea de latură la spirituală? La pelerinaj, da. Cum a fost ceva extraordinar, în primul rând. Da. Și ce m-a bucurat... Și unde ai fost? La Prizlop. Vreau să spun un singur lucru. M-am bucurat atât de mult că am ajuns acolo... și că am mai fost și cu altă ocazie, dar atât de mult m-am și întristat. De ce? Vin și spun acum de ce. Pentru că am văzut, cel puțin vis-a-vis de câți erau prima oară când am fost,
foarte, foarte, foarte multă lume. Am ajuns ca noi, societatea de care vorbim, să nu ne rămână decât Dumnezeu. Este singurul care a rămas, de care ne mai putem lega și căruia îi mai putem cere ajutorul. Văzând atâția oameni, deci vreau să spun că acolo erau, nu puteai să spui, băi, uite, ăștia sunt amări. Nu, din toate păturile sociale. Absolut din toate păturile sociale. Ți-am zis, pe de o parte, m-am bucurat enorm de mult că lumea se întoarce către biserică și că și eu și tu și oricare. Asta este. Dar pe de altă parte, îmi pare rău că a rămas doar singurul lucru de care ne mai putem lega. Și unde să mai cerem ceva, să mai cerem o speranță. De ce spui că îți pare rău? Că până pentru la urmă, că societatea nu ne oferă nimic. Sunt de acord cu tine. De asta, vis-a-vis de asta. Da. Vezi, uite, Băsescu se duce, se duce prim-ministru, se duce, însă Dumnezeu rămâne și va fi mereu. Și... Da. Fiindcă până la urmă, Virei, să știi, trebuie să ai... Să te simți tu ca muritor de rând, că în lumea asta ai un sprijin. Da, dar eu veneam și făceam referire. Înainte, când lucrurile sunt în mânie pe Dumnezeu, au mers mai bine. Am pe toate laturile, da? Nu era atâta lumea la biserică. Nu era atâta lumea la biserică. Păi, în momentul când... N-avea ce să ceară. Hai să fim serioși. Deci nu era atâta lumea la biserică. Normal, așa spune. Băi, hai să mergem singur acolo. Să nu te împingă sărăcia. Să nu te împingă nu știu mai ce să ajungi acolo. Doar pur și simplu credința ta. E, acum vin și spun, frățiorul meu, te rog să mă crezi că am rămas extra. Și vreau să spun, erau acolo, deja am pregătit pentru că acum vine... Săptămâna mare și vor fi foarte, foarte, foarte multă lume, se vor duce acolo. Multă, multă lume. Și ți-am zis, pe de o parte m-am bucurat, iar pe de altă parte, doar prin faptul că eu mă gândeam că lumea n-a mai, nu a rămas decât poate asta. Dar tu ai ajuns acolo și te-ai hrănit spiritual. Absolut. Cum ai venit tu acum acasă? Extraordinar de curat și liniștit. Deci vezi? Ai cuvântul meu de onoare. Chiar după ce am ajuns la mormântul Sfântului Arsenie Boca, soția cu fiime și cu Nora s-au dus până într-un alt loc, eu am rămas acolo lângă acel loc. Te rog să mă crezi că poate unii nu înțeleg, nu cred. Și asta mai vreau să spun aici un lucru. Cine nu crede, nu simte. Corect. Păi e logic. Cine nu crede, nu simte, cine nu crede, nu vede. Corect. Te rog să mă crezi că eram cel mai curat și cel mai, nu știu, liniște, o liniște extraordinară. E, vezi, acum revin la ce ai spus. Nu de multe ori simți nevoia, Virei, să te îndrepți către un loc ca acesta și doar să ceri. Și vrei să te duci acolo doar într-un fel sau altul. M-am dus pentru sănătate, exact. Să liniște, te hrănești cu lucrul ăla bun. Da, să te hrănești cu ce consideri că e bun acolo și să acumulezi acele energie. Aceeași energie pe care ți-o emană. Exact. Ai cuvântul meu, domnare, ți-o emană. Și iată, vezi că ai fost acolo, ai prins această energie, ai luat această energie care într-un fel sau altul ți-a hrănit. Și ce m-a bucurat extraordinar de mult, vis-a-vis de copiii mei și Nora și băiatul, chiar la început îi credeam, mă, sunt tineri, ei au mers și să plimbe și eu știu să vadă. Curiozitate. Nu s-a întâmplat așa. Foarte pătrunși, foarte... A fost afectat. Ai cuvântul meu. Da, a rămas. Cu toate că noi trebuie să-i mulțumim extraordinar de mult Sfântului Arsenie Boca, că ne-a ajutat și ne vine un nepoțel. Vreau să întreb și să vă trăiască și să ne Dumnezeu să fie bine. Deci, tu știi foarte bine, am mers acolo cu soția, ne-am rugat și la o săptămână după ce am venit de acolo am descoperit că avem un copil cu să așteptăm un nepoțel. Și asta eu spun că nimic nu e întâmplător. Absolut. Nimic, păi lumea asta nu este întâmplător, Virei, și stimați-le spectatori. Chiar și Biblie spune... Tot ce se întâmplă și tot ce pătimește omul, nimic nu se întâmplă nu fără voia crede. Bunului, da, Dumnezeu. Nu vrem să credem. Absolut, noi știm lucrurile astea. Deci nu este că vorba aia, mă cunoașteți destul de bine, nu sunt un ateu, sunt un credincios atât cât pot eu și cât am învățat de la părinții mei, dar nu este o afacere, că pătinete, dacă tu ai fost acolo, nu e ceva comercial. Nu. Ba chiar vreau să... Bravo, bine că mi-ai spus asta. Acolo am văzut... Să mă ierte Dumnezeu preoții de aici, de jos, de la șes. Acei oameni acolo au un liceu pentru fete, unde fetele acelea nu plătesc cazare, nu plătesc învățământ, nu plătesc absolut nimic. Deci acolo mănâncă, acolo dorm, acolo învață. Oamenii aceia nu, din banii pe care îi fac ei, construiesc tot ce le trebuie lor acolo. Și se hrănesc cu banii aia. Deci nu se iau afacere de asta... Vizibilă într-un fel sau altul, sau cum să mă înțeles. O zonă turistică. Să mă ierte Dumnezeu, mă și închin.
cum e de Sfântul Dumitru la București. Da. Adică eu mă duc la biserică și mie îmi vinde, sau când de aia cu aiazma, cum se sau zice. Sau Sfânta Paraschiva. Da. Nu știu, acolo, într-adevăr, să... Nu știu, aici oameni ăștia eu văd. Și mai spun un lucru și chiar nu mi-e... Nu că nu mi-e frică, nu mi-e frică de Dumnezeu. Și îmi pare rău că mi-e doar frică. Hai să spunem lucrurile pe rând. Oamenii așa au făcut acele mănăstiri în vârful muntelui. La nivelul ăsta, biserica, dacă putem să o punem în șoseaua, acolo o băgăm. Fac prea multe acte de caritate oamenii aia. Ajută foarte mult oamenii. Foarte, foarte mult ajută oamenii. Ceea ce nu se întâmplă. Și normal ar fi trebuit ca biserica să ajute foarte mult. De ce vreau să mai spun? E un drum extraordinar de... Foarte greu ajungi. E o singură bandă. De ce nimeni nu face nimic în acest sens? De ce nu vine? Nu mai spun de autorități locale, că n-ar trebui. Patriarhia să vină acolo, să ducă, noi să facem mănăstirea, nu știu care. Corect. Da, băi, hai să facem. Deci să acolo se îndreaptă turistică. Foarte... Nu, dar se îndreaptă foarte mulți oameni în zona aia. Hai să mergem să le creăm posibilitatea să ajungă oamenii acolo. Fost, și atunci, stimați telespectatori, tema emisiunii noastre, romii și societatea, cum v-am și spus, vor fi multe lucruri de dezbătut. Fapt... realizat chiar și de dumneavoastră că nu știm când au trecut cele 60 de minute cu diversele noastre probleme, unele chiar sensibile, cum a spus și Steluța, și acesta este purul adevăr. Vom mai avea în cadrul emisiunii noastre astfel de teme, astfel de teme care într-un fel sau altul reprezintă comunitatea noastră de rom și să înțelegem implicarea în totalitatea noastră acolo unde chiar se impune. Ioane, fiindcă suntem spre sfârșitul emisiunii, te rog să spui dumneata ce dorești. Decât să mai ne gândim, să mai stăm și cu fața către Dumnezeu. Și doresc la toți romii din județul Giurgiu și din țară multă sănătate și înțelepciune. Steluța. Sunt multe de spus, dar bine, limitează-te. Păi eu uite, te-am chemat odată în emisiune și gata, nu ne mai... Vrei să spui tot? Da, vrei să spui chiar tot? Nu pot să spun spus tot. Păi, mai vii și alt următor, dragă. Ok, să o iau ca pe invitație, mulțumesc de pe acum. Știi că invitația e făcută mai demult. Hai. Ok, te rămas deschisă. Tale, tai să ste, te deltume o delbacht, hai să o camentume. Te-ai zbachtalii tu ai chișei, deltul del... Se aso camestu. Bravo, Virai. Amândoi. Bravo, amândoi. Bravo. Eu ce vreau să spun? În primul rând vreau să spun telespectatorilor că noi vom fi aici numai și numai pentru ei și cu siguranță nu-i vom dezamăgi. Iar eu, stimați telespectatori, nu pot decât să vă mulțumesc din toată inima mea pentru faptul că urmăriți această emisiune, că veniți cu ideile dumneavoastră și mai bune și mai rele să ni le aduceți la cunoștință despre comunitatea noastră de romi. Iar eu nu pot să vă spun decât că vă aștept și la următoarea emisiune și nu pot să închei decât cu vorba tatălui meu, la și tu marirea ta, e del de tu meu del, budoah. La revedere și numai bine!